Suntem pregătiți cu toții pentru... Thank you.
început iarăși școala. Și înainte de a vă spune câteva cuvinte, permiteți-mi să vă prezint invitații de onoare pe care îi avem alături de noi astăzi la deschiderea anului școlar. Popazul Roxana, agent principal, Biroul de Ordine Publică pentru Mediul Urban din municipiul Giurgiu. Vârban Gheorghe, șef serviciu Poliția Locală Giurgiu. Din partea domnului deputat Nicolae Florian, consilierii domnul dr. Pic Ladislau, președinte al Organizației Municipale Giurgiu, și domnul Moțan Gogu, secretar general al Organizației Municipale APSD Giurgiu. Din partea Consiliului Local al Seniorilor din Primăria Giurgiu, avem reprezentanți pe domnul colonel Vasile Marin și Sturzea Florea. Le mulțumim tuturor pentru prezența la... Dau citire celor câteva gânduri pe care mi le-am așternut pe hârtie și pe care vreau să vi le adresez la acest... Printre Botești de Munte și Valuri ale Mării și-a făcut apariția școala. Tocmai el, reușind atât de evident să ne învețe despre tot ceea ce înseamnă devenirea, mișcarea, modelarea. De complicată cât de la recunoaștere. Nu mai avem timp și nici răbdare de a aloca faptelor cu adevărat importante. În această vreme de criză, să ne întoarcem fiecare la identitatea proprie și redescoperind-o, să credem în valorile morale de la Spiriu Haret încoace, le tot invocăm, în spiritul unei tradiții sănătoase, dar pe care vremurile ce au urmat au îmbolnăvit-o aproape iremediabil. E singura credință ce poate asupra haosului. Voi, elevi, identificați visul vostru și nu-l abandonați. Luptați pentru el și mai devreme sau mai târziu se va dovedi că pentru acel ceva ați fost creat. Voi, dascăli, nu uitați că oamenii pe care îi atingeți prin meseria voastră priveți dincolo de ea viața voastră. Nu pe alta imaginată sau prescrisă. Și nu uitați, valoarea celor din bancă sunt personalități, de a oferi modele de viață și profesie, de a se reinventa pe sine pentru o altă generație care îi așteaptă cu emoții, totuși mai respectați, mai prețuiți pentru pasiunea lor, discreția și misiunea lor nobilă. Clasa 5-a, văd că a venit cu... Părinți, amintiți-vă că pentru copii sunteți mai importanți decât școala și nu deschideți porțile ei spunând mai mult sau mai puțin evident, gata, fixați sau dărmați viața copilului. Și nu vă lăsați amăgiți. Visurile pe care nu vi le-ați putut împătui nu e drept să se realizeze prin viața copiilor. Pe ei, voastră, trebuie să fiți preocupați nu doar de grijile materiale, care e adevărat, ne potreșesc de multe ori, și să vă implicați în această muncă de educație. Emoțiile sunt extraordinare. Ei intră pentru prima dată într-o lume nouă, o lume fascinantă, ce le deschide porțile cunoașterii. Le-aș dori să afle în lumea școlii o continuare firească a lumii poveștilor, a bucuriilor trăite. Cred că cele mai profunde adevăruri și cele mai abstracte teorii se împletesc într-o poveste a inteligenței omenești, într-o istorie a cunoașterii, a descoperirii, a drumului spre lumină și înțelegere, iar învățarea datoria ca, în ciuda greutăților care se izvesc de-a lungul timpului, să ne îndeplinim misiunea. Pentru a atinge acest scop, voi, dragi elevi, prin ascultare și receptivitate, să fiți într-un plan simbolic, septembrie devine inevitabil sinonim cu ideea de educație și început de școală. Ne regăsim în universul școlii, părinți, elevi și profesori, încercăm să definim conceptele cu polemici profesionale sau politice. Totul se pulverizează într-un amalgam de voci, comentarii, clișee din care se pierde de multe ori esența. Școala înseamnă egală măsură, cunoaștere, știință, cultură, așteptare și calitate și calitate. Poate în anul ce începe vom vorbi mai puțin despre orice educației, toate reușim să ne pregătim mai eficient tinerii pentru a menționa cu teritoriile date sub stelele științei, al artei, al tehnicii sau al culturii, început de drum, de zidire, de întemeiere sistemului școlii. Fie ca începutul acestui nou an școlar să fie o zi de sărbătoare și de încredere
ca toți elevii să găsească un sprijin în școala care așteaptă, cu clasele curate și primitoare, ca noul început să dea putere nouă dascăl, să ne dea putere nouă dascălilor în activitatea didactică. Mult succes tuturor! Să aveți parte! Și pentru didactice de elită, care își pun toată pregătirea lor profesională în slujba copiilor pe care îi încredințați. Pentru prima dată în școala noastră pășesc pragul copii de clasă pregătitoare, pe care vă rog cu toții să-i aplaudați, pentru că sunt niște curajoși. Pe voi vă aplaud. Că s-au trezit dimineața astăzi și au luat drumul școlii, unde sperăm să se simtă bine. Ea are aici, în această cutie, oare ce are? Cheia succesului, sigur că da, pe care noi trebuie să o mânăm în fiecare an, și această misiune nobilă alegem în fiecare an să fie dusă la înfăptuire de unul dintre elevii fruntași ai școlii noastre, și Cătălina este unul dintre aceia, pe care o rog să înmâneze acum, dacă doriți, doamnele profesoare de la clasa pregătitoare, să ne desemnați un pașnic reprezentant al claselor pregătitoare, să ia cheia. Hai, încredere! Încredere! Să vedem cum se numește el, cum te cheamă? Cosmin Mihai. Cosmin Mihai. Bine, Cosmin. Ești pregătit pentru școală? Pregătit pentru școală. Este somn? Da, e clar atunci. Astăzi ești pregătit pentru lecții, da? Ia să vedem ce spune ție Cătălina și tuturor colegilor pe de la clasa pregătitoare. Cheie care simbolizează prestigiul școlii noastre, o instituție cu tradiție în orașul Giurgiu. Fie ca ea să vă îngăluie în magia descifrării tainelor învățăturii și să vă stimuleze în obținerea unor rezultate strălucite, așa cum au obținut și generațiile de până acum, care s-au remarcat de-a lungul anilor la examene, concursuri, olimpiade și diverse activități școlare și extrașcolare. Succes! Mulțumim frumos, Cătălina! Încă o dată le urăm succes atât copiilor de la clasa pregătitoare, dar să nu-i uităm nici pe cei de la clasa 1. Avem și o clasă 1 care și ei pășesc astăzi pentru prima dată pragul școlii noastre. Și acum mă întorc să vă prezint clasa pregătitoare a profesorului Militaru Ilizenta, la clasa pregătitoare B, profesor Ionela Omede, la clasa 1. Doamna profesor Mariana Cojuran, la clasa a doua a doamna profesor Milena Cotea, pe doamna Catedra de limba română este reprezentată de doamnele profesoare Nicoleta Murariu și Mihaela Enache și Elena Piscan. Catedra de matematică este reprezentată prin doamnele profesoare Gabriela Dincă și Carmen Banu. La biologie este reprezentată de doamnele profesoare Angel Marinela și Mincura Luca, profesoare de limba engleză. Și la chimie, Gemescu Mircea. Educație fizică, Fărnica Florinel. Și educație tehnologică, Breazu Gheorghe. Educație muzicală, Catana Liliana. De anul acesta avem o profesoară tânără și foarte drăguță, care titulară a școlii noastre din acest an, care va preda orele de religie, Matei Ana Irina, o fostă elevă a școlii noastre. Te doresc încă o dată mult succes colegilor mei în acest an școlar. Permiteți-mi acum să dau citire mesajului trimis de domnul Colar, mă adresez dumneavoastră.
dorindu-vă să vă vedeți împlinite eforturile pe care le-ați făcut și să aveți bucuria recunoștinței din partea copiilor dumneavoastră. Dragele, am certitudinea că am bezvolt fie din rezultatele voastre și acest an școlar, bogata tradiție a școlii din Jubeta. Am o mare încredere în voi. În acest sunt fotoul și vă rog, nu puteți duce faima învățământului românesc în lume. Sunt 20.000 de onorați transmis marelor didactice de secundar școlar, elevilor le doresc succes să obțină cele mai bune rezultate la pregătirea lor, iar părinților să aibă încredere în școala românească. Dragele, vă doresc succes la învățătură și să aduceți părinților și profesorilor voștri numai bucurii și satisfacții în noul an școlar. Îi mulțumim domnului deputat Nicolae Florian pentru mesajul pe care ni l-a transmis la început de an școlar și de asemenea îi mulțumim și pentru sprijinul constant de care ne bucurăm în desfășurarea diferitelor activități ale școlii noastre. De orice fel, în desfășurarea activităților și ducerea la îndeplinire cu succes. Mai ales că anul acesta este un an foarte bogat în activități educative, școlare, extrașcolare. În acest an începe activitatea să se deruleze un program internațional în care avem 5 state și care în luna noiembrie, în perioada 17-18-23 noiembrie, îi vom avea în vizită de proiect în școala noastră profesori și cadre didactice din Irlanda, din Portugalia, Cehia, Slovenia și Turcia. Deci școala și noi toți trebuie să ne pregătim și să-i primim așa cum se cuvine, să facem cinste școlii, orașului și țării noastre. De aceea, rog această activitate să fie culminată cu succes. Și pentru că vă testul este gata definitiv pentru întreg anul școlar, atât la ciclu primar cât și la ciclu gimnazial, așa, și vreau să fac un anunț acum pentru că sunt foarte mulți părinți, unii dintre ei sunteți noi în calitatea aceasta de părinte, să vă informăm și la școală până la intrarea în școală și niciun părinte a rugămintea să nu intre în școală dimineața, care vor fi la cele două intrări ale școlii, deci elevii vor intra numai și numai pe ușe, pe cele două uși de acces din spatele școlii. Vă mulțumesc, părinți, pentru înțelegerea pe care o manifestați în legătură cu această rugăminte, pentru că dorim ca să avem o școală durată, iar copiii dumneavoastră, în primul rând pentru ei, luăm aceste măsuri de siguranță, ca ei să-și desfășoare activitatea în deplină siguranță și cu condițiile acestea am să și curățenie de asemenea. Și am să vă rog să îi aduceți la școală numai până la intrarea în școală. Deci nu vreau să văd nici la ieșirea elevilor la 12 părinți, iarnă, vară, primăvară, afară, în curtea școlii, da? Și nu pe coridoarele școlii. Vă mulțumesc mult de tot pentru înțelegere. Pălăceanu Luca Andrei, Cocoru David Florinel, Ciuprun Tea Maria, Chivu David Ioan, Diții Eric Alexandru, Drăghici Ane Maria, Enache Andrei Teodor, Istinie Maria, Luca Daria Andreea, Măroiu Cosmin Mihai, Mareș Mădălina Elena, Mocanu Andreea Beatriz, Necula Iasmin Alexandra, Nicula Andrei Cristian, Nicolaescu Miruna Maria, Neacșu Carina Maria, Neacșu Daniela Clara Maria, Obrețin Mihai Viorel, Păun David Teodor, Pălângean Iris Maria, Popescu Alexia Maria, Popazu Daria Ștefania, Prodan Miruna Georgiana, Stănescu Maria Alexandra Gabriela, Sturzea Maria Bianca, Sandu Rareș Gheorghe, Simion Rareș Alexandru, Simion Sabin Robert, Ștefănescu Emma Teodora Cristiana, Tudor Daniel Andrei, Țepeluș Andra Corina și Burtavel Cristina Amalia, toți elevii ai clasei pregătitoare A, conduși de doamna profesoară, militară evidentă. Vă rog să stați pe loc deocamdată.
Trebuie să-i strigăm și pe colegii lor de la clasa pregătitoare B, conduși de doamna Omete Ionel. Valentin Marine, Mântulescu Eva Maria, Negrescu Briana Elena, Negru Costin Gabriel, Pătroi Horia Nicolas, Rotaru Mihnea Mario, Jinu Alessia Maria, Șotrocan Andrei Cătălin, Terpens Ștefan Mihai, Zafir Petre Octavian și Dag Gabriela, Dobre Izabel Malina, Dragu Ștefania Dariana, Dragu Andra Dalia, Dinu Alexandru Mihail, Georgescu Maria Izabel, Ioana Ioana, Moțan Daniel, Neguț Gabriel Alexandru Stelian, Păun Alexica Delia Lidia Maria, Țepurică David Andrei, Vrabie Mihai Dani, Vâlcu Andrei Cristian și Bocheș Alexandra Cristina. În numele voastră, în dublă calitate, de polițiști, dar și de părinți, pentru a asigura de sprijinul nostru în noul an școlar care tocmai a început. Siguranța în școli constituie o prioritate pentru poliția română. Am luat măsuri pentru protejarea școlii și vă asigurăm că vom fi alături de dumneavoastră atunci când veți avea nevoie de noi. Dragi elevi, poliția română vă urează să aveți parte de un an școlar plin de reușite, cu rezultate deosebite la învățătură, în care să acumulați cât mai multe cunoștințe, care să vă modeleze caracterul și să vă pregătească pentru viață. Stimați părinți, sunteți cei mai apropiați de copii și le cunoașteți cel mai bine nevoile și dorințele. Rolul dumneavoastră este foarte important în activitatea lor școlară. Să educi un om nu este niciodată ușor, iar un copil are nevoie de atenție, de protecție și de îndrumare. Însă, dacă rezultatul urmărit este un viitor bun pentru copii, atunci merită eforturile noastre, a tuturor, părinți, cadre didactice, oameni ai legii. Stimate cadre didactice, atât obiectivul nostru, cât și al dumneavoastră, este acela de a oferi o educație solidă copiilor, nu doar acumulând cunoștințe, ci și inoculându-le în alte valori morale. Vă doresc mult succes și numai realizări în noul an școlar! Vă mulțumim frumos! Acestea fiind zise, încă o dată doresc să înceapă acest an școlar și nu în ultimul rând vreau să îi prezint pe cei care au făcut școală să arate așa cum o veți vedea, echipa noastră de oamenilor de serviciu, a personalului administrativ. Clasa a 5-a face tunel pentru cei mici. Pe... Gata, până aici. Aici, aici faceți tunelul, da? Așa, și pe stânga și pe dreapta. Haideți! Pe partea stângă și pe partea... Venici, voi, nici! Atenție la drepte, haideți! Hai, ușurelu, să nu vă grăbim! Hai acolo, mă vedeți, da? Au,
pot vorbi și eu cu dumneavoastră, dragii mei părinți. Haideți să ne organizăm. Copilul dumneavoastră în bancă astăzi, da? Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc și eu cu el. Cine care este Hai, veniți amândouă lângă mine, Rebecca. Maria, mai este un copil care plânge? Hai să te ajut, este nervos. Hai, super, să vedem noi cine lipsește în prima zi de școală. Mă ascultați și pe mine. Cei mari, vă rog eu frumos, stați loc acum, afară, nu vă supărați pe mine. Vă doresc succes, vă iubesc, nu vă supărați pe mine, vă rog din tot sufletul. Aici stai lângă. Uite aici. Da, faceți puțină. Ia, haideți să vă fac vă plac desenele animate? Da! Ați văzut că cele mai multe desene animate sunt în limba engleză, nu? Așa, am o surpriză pentru voi. Am adus-o pe doamna care face magie. Adică, repede, vom învăța engleză, vom citi, vom scrie, vom vorbi, ne vom juca. Ia uite, s-a spus aici. Doamna, cu doamna veți învăța limba engleză. Și veți fi cei mai buni vorbitori de limba engleză, da? Este doamna, poftiți. Sunteți frumoși. Ia uite așa, Luca, hai, trebuie repede că vorbim în engleză. Și mititei. Ce o să crezi engleză? Anul acesta o să începem să învățăm engleză. Poate ați făcut și la grădiniță. Eu am venit să vă urez mult succes. Sunt convinsă că o să facem treburi minunate împreună și să vă arăt un manual. În primul rând pentru părinți, dacă vreți să-l folosim. Este un manual care are și dimensiuni pentru fiecare copil. Eu, dacă nu vreți să-l luați, costă 37 de lei, vede, dacă îl căutați de 55, dar editura face reducere. Da. Manualul este prevăzut și cu DVD, copilul poate acasă să-și pună DVD și să repete lecțiile. Dacă vreți să lucrăm după el, îmi spuneți și eu fac o mare. Dacă o să ne facem și materialele. Deci acum este bine să avem și un suport. Da, vom vorbi. Noi de seara avem, o să le comunic eu, da? Ne pot veni de seara și am gândit că vă găsesc pe toți aici. Da. Mult succes încă o dată și ne vedem. Cum spunem? Cred că miercuri avem ora de engleză. Da. Deja. De deja. Da, vă bucăm, doamnă. Ia fiți atenți puțin la mine. Eu n-am văzut flori care plâng. Voi ați văzut flori care plâng? Nu. Nu se poate așa ceva. Da, nu se poate, dar eu am văzut o floare. Și cum se numește floarea aceea cu față? O floare cu față? Nu, am văzut o floare cu ochi, dar n-am văzut. Avea și ochi? Da, avea urechi, dar nu avea fură. Pentru că întotdeauna pentru noi
noi, pentru mame, pentru tați, pentru bunici, pentru nași, pentru că sunt părinții voștri spirituali și vor fi mereu alături de noi. Voi sunteți florile noastre. M-am gândit ca astăzi să primiți din partea mea și a doamnei profesor de religie Matei Irina, care pentru mine este o onoare să vă prezint, este fosta mea elevă. Și este absolventă a Universității de Limbi Străine, absolventă a Institutului Teologic, absolventă a Masterului în Teologie, toate absolvite cu 10. Căsătorită cu viitor preot. Și pentru mine este, repet, o mare onoare să o am alături de mine, ca și profesor. Irina cu Irina, să după 19 ani. Ea vă mânează fetițelor câte o floricică roșie, așa sunteți voi, nu? Floricele roșii și frumoase, toate sunteți frumoase, așa? Și băieții sunt frumoși, dar ei când se îndrăgostesc devin un pic așa geloși. Iar florile lor sunt... Ce culoare au florile băieților? Albastre! Ia, eu sunt de vină. Galben! E, da? Aceasta este cea agățătoarea de la Ecuson, da? Asta e floricica, da? E galben! Nu e galben? Bun. E, și pentru că vom purta aceste floricele o perioadă bună de timp, ca să nu ne rătăcim, să nu ne amestecăm cu alți copii de la alte clase, eu o să strig.